În lecțiile anterioare am învățat câteva noțiuni de bază despre electronica digitală și despre porți logice. Dar în ziua de azi folosim microcontrolere pentru sarcini care pot fi rezolvate și cu porți logice, deoarece un microcontroler este mult mai flexibil, circuitele sunt mai ieftine de realizat, iar sarcinile vor fi rezolvate doar cu un software. Pe scurt, putem spune că microcontrolerele sunt utilizate pentru a rezolva probleme digitale cu ajutorul unui soft. Softul este un program adaptat pentru o anumită problemă sau pentru o anumită sarcină. Hardware-ul este la fel, doar programul diferă. Prin urmare, un microcontroler poate fi utilizat, de exemplu, eu știu, ca un controller pentru semafor, ca un ceas digital, ca un dispozitiv de măsurare a distanței și așa mai departe, iar toate acestea doar prin schimbarea programului. În lecțiile următoare o să vedeți cât de simplu este realizarea unui proces logic la nivel de software, adică nu folosim porți logice, ci pur și simplu scriem doar câteva linii de cod. Dar tema acestui video este alta, și anume măsurarea, depanarea și debugging în electronica digitală. Când începeți cu electronica, chiar la aflarea primelor noțiuni, învățați și să măsurați cu un multimetru. De exemplu, o tensiune să măsurați, un curent sau o rezistență. De la un moment dat, aparatul de măsură clasic nu mai este de ajuns și dacă lucrezi cu semnale sinusoidale, rapide sau foarte mici, o să aveți nevoie de un osciloscop. La unele operații de depanare sau dezvoltare, este destul de greu să reușești fără un osciloscop, mai ales în ziua de azi când totul este foarte complex. Și bineînțeles, în funcție de activitate, probabil o să mai ai nevoie și de alte aparate, un analizor de spectru sau eu mai știu ce. Ei bine, și în electronica digitală, după ceva timp, aparatul de măsură nu mai este de ajuns. Dacă ați văzut deja primele lecții, cunoașteți că în electronica digitală lucrăm cu o mulțime de 1 și 0. Acum probabil te întreb ce aparat de măsură să mai am nevoie aici. Este destul să măsuri dacă ai un nivel high, de exemplu 5V și un 0V, sau dacă ai 3V și 0V, și așa mai departe. Da, este adevărat. Dar asta numai în cazul dacă proiectezi ceva circuite simple, ce, eu știu, poate un circuit care comută un bec sau un releu, unde ai două stări. Bineînțeles, este de ajuns un simplu aparat de măsură. Dar dacă circuitele devin mai complexe, și de fapt în ziua de azi totul este complex, este incredibil de complex, nu mai ai de a face cu un high sau cu un low, ci cu câteva milioane de high și alte câteva milioane de low. Iar ca circuitul să nu funcționeze bine, este destul doar un singur high sau low să nu corespundă și deja ai un bug în sistemul tău. La servici fac softul pentru diferite aparate care sunt conectate într-o infrastructură cibernetică foarte complexă. Vă dau un exemplu, din păcate nu pot să vă arăt aparatul, dar vă explic câteva noțiuni. Acesta este un aparat care este conectat la un alt aparat, care este conectat mai departe la un computer unde trimite și primește date, prin diferite protocoale. Dacă sunteți abonat la Science Stories, am prezentat deja câteva protocoale de comunicare între microcontrolere. Conexiunea dintre aparat și computer este printr-un cablu USB. De exemplu, în acest aparat este un chip FTDI la care sunt conectate alte microcontrolere. Unul este responsabil pentru un display, altul pentru un barcode scanner, altul pentru un modul GPS, altul pentru un modul de plată cu telefonul și mai sunt câteva. Printr-un astfel de cablu trec datele la diferite microcontrolere foarte rapid. În plus, display-ul are un touch. Asta înseamnă că modulul de comandă al display-ului este în stare să și trimită date înapoi la PC. Este așa de complex programul și comanda, încât fără un aparat de măsură special pentru debugging sau pentru ajutor în procesul de dezvoltare, de programare a hardware-ului, nu ai nicio șansă să faci ceva. Este foarte dificil. Este de ajuns să găsești un 0 sau 1 într-o mască de biți și ai un bug serios în sistem. Dacă nu verifici secvențial codul tău în procesul de dezvoltare, la urmă te confrunți cu probleme serioase și dacă programul are mii de linii de code, ca și cum ai căuta acul în carul cu fân. Programatorul de sisteme embedded
nu este de ajuns să știe să scrie cod. Trebuie să cunoască serios partea de electronică, partea hardware și să cunoști cum verifici sistemul dacă reacționează corect la programul scris de tine. În electronica digitală și în special la muncă inginerilor specializați pe embedded, instrumentul ideal pentru a verifica, analiza și depana probleme digitale este analizorul logic, logic analyzer. Acesta poate fi incorporat pe un oscilloscop, de obicei găsim opțiunea pe oscilloscoapele scumpe, sau putem folosi un aparat dedicat. În acest video să vă prezint modulul de analizor logic de pe RedPitaya, cum îl folosiți, cum măsurăm și alte informații bune de știut. Dar ca să înțelegeți, înainte să trecem la analizorul logic, vreau să vă fac să înțelegeți cât de delicată și serioasă este problema cu verificarea logică a circuitelor digitale. Vreau să vă prezint un exemplu, în scop didactic, despre problemele dintre hardware și software într-un sistem embedded. De exemplu, aici am o placă de dezvoltare cu un chip care este capabil